Vineri 7 octombrie 2022, mă aflu în localitatea Bănești, din județul Prahova și am plăcerea să stau de vorbă cu un tânăr columbofil care anul ăsta a avut niște rezultate bune și foarte bune, în ciuda faptului că 2022 pentru majoritatea crescătorilor din România a fost un an dificil. Este? Greu. Cu pierderi mari. Este vorba despre domnul Vasilescu Ionel, pe care îl salut. Vă salut, domnul Vasilescu. Vă salut și eu. Înțeles că zburați pe numele timp, pe familia Vasilescu zbor. Cum a fost anul ăsta? V-ați mișcat bine, da? Peste așteptări. Vă așteptați la începutul anului să aveți rezultatul ăsta? Niciun caz. În niciun caz, da? Niciun caz, nu mă gândeam. Spre norocul meu... Și cu ajutor de nădejde aici? Am fost pe lângă prietenul și mentorul meu, Cojanu Cosmin. Ca să o luăm logic, mulțumesc lui domnul Romulus și mă bucur că s-a luat de porumbei. De ce? De ce? Că m-a ridicat și pe noastră, mă. M-a mai sprijinit, nu? Și l-a adus pe Cosmin aici, care și da. Eu pe lângă el. Am crescut de nici nu mă gândeam. Da. Ați învățat multe de la Cosmin în ultima perioadă, nu? Da, e un crescător bun. Foarte bun. Bun și tânăr și talentat. În niciun an și are har. Are har. Mi-a spus în primăvară, stai pe lângă mine, că da. Cine a stat pe lângă mine a ajuns bine. Și uitați-vă că la un an de zile știu. Locul 1 a viteză Prahova. Nu-i decole când Prahova zboară așa e, ce concurență e la Prahova. Da, ce concurență e. E greu să știți de asta. Cum e? Știți cum e? Primul rezultat, acum trebuie să continuați munca. Să vedem. Cu porumbei, n-aveți ce că... Acum tragem în continuare. Porumbei tot de aici aveți, de la domnul Delcu? Nu, nu. Am porumbei mei, cum au fost... Linia veche de noastră, nu? Femela e mama femelei de om de la Dan Răzvan. De la Cornu, Răzvan Purs Bogdan. Da, 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 da. Și ei crescători de valoare, da? Da, 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 da. Și am niște porumbei buni de la ei, dar degeaba îi aveam dacă nu... Nu știa să-i puneți în valoare. Nu știa să-i pun în valoare. Ce zburați, masculin sau femeie? Sau... Nu. Și natural și sau vădovie? Vădovie. Vădovie, da. Și cu care dintre sexe vă înțelegeți mai bine la performanțe, venit, la rezultate? Nu, au venit și mascul și femeile au venit. Echipa? Cu ce o faceți mai mult? Masculin sau femeie? Masculin chiar. Da? Masculin? Masculin, da. A fost bine, am avut grijă de ei, ce am învățat de la Cosmin, o mâncare bună. Da. O mâncare bună. Și mâncarea și motivația sunt convins. Și disciplină la ei. Da. Ore fixe de antrenament, cum faceți, cum procedați? Ore fixe, acum spuneți-ne, dați câte, aproximativ, nu? Aproximativ. Cam cât timp vă permiteți, de exemplu, în timpul sezonului de concursuri să stați printre stau, ei? Stau, în timpul liber. Stați bun, stau 3-4 ore. Deci cum, prin liber, dimineața 2 ore, seara 2 ore. Mi-a antrenat și dimineața și seara? Dimineața și seara, da. La steag sau la liber? Câteodată și la steag. Câteodată și la steag, nu? Sculii mai ales sunt puturoși. Aha. Sculii sunt puturoși, 10 minute, un sfert de oră. Da, să știți că nu întotdeauna ăștia care sunt mai puturoși nu vin. Adică dacă e... El ambițios și motivat și sănătos. Câteodată vă face niște surprize. Câteodată s-ar putea să fie el mai motivat de vrea să intre în coteț. Da, da, da. Așa e, așa e. Pui, cum stați cu ei? Pui foarte bine. Ați reprodus că luăm? Ați mai luat ceva anul ăsta de aici? Ba da, m-a ajutat, nu? M-a ajutat de un Nedel Păzmin. Am vreo 20 de pui de am zburat. Bravo. Și foarte bun. Bravo. Foarte bun. O să vedeți că saltul calitativ o să, clar, o să fie, o să fie unul evident și acum încolo. Cu antrenamentele cu astea, deci a fost anul ăsta un an de vis pentru mine. Știu. Deci nu mă gândeam să-mi vină mie primii câte 3-4 bucăți, care la mine venea câte unul. Câte și mai trecea timp, mai venea unul, nu? Și acum și au fost cât de clar și la față. Și la față. Păi da, dovadă, altfel, da, cât spuneați, locul 1, nu? Viteză? Locul 1 ați viteză, probabil. Ia uzi. Dar asta înseamnă constanță, etapă de etapă? Da. Sincer să fiu, am avut și noroc și prin regulamentul care l-au făcut. De ce? Pentru că au fost decât 8 etape de viteză. Și asta și a fost... punctat tot, nu? Da. Înainte era speed, care era, făceai 10 din 12 sau 10 din 15. Mai erau niște rezerve în care puteai să pierzi. Da. Dar acum, decât astea 8, am avut noroc că le-am prins. De-aia spuneți-ne, dar cinstit, așa că Cosmin e pe aici prin preajmă și nu vă aude. Secretele de la el le aflați sau le furați sau le vi le spune el? Mai le și fură. Le mai și furați, nu? Că știți că cele mai valoroase se fură, zice așa că... Da. Nu? Ca în orice meserie, da, cei mai... Și furăm.
stăm pe lângă el pe aici. Sunt intenționat să vă creșteți numericul de porumbei? Nu. Lotul nu? Nu. Câți aveți în total acum? Cred că sunt vreo 100. A, aveți cu matcă, cu pui, cu zburători, cu tot, nu? Da, deci la zbor aș vrea să țin vreo 50. Aha. Și mă să fie undeva la vreo 30, de vreo 15 perechi, așa. Da. Scoate. Încerc să-i plădesc pe linia lui. Pe fundația asta, lui, da? Au păsări deosebite, într-adevăr. Clar. Deci, deja, noi eram un club bunicel, dar de când s-a implicat domnul Nenel, așa, s-a ridicat nivelul. Auziți, și ambițiile oamenilor cresc. Da, pentru că dacă se ridică... Deci, da, aveam la noi aici 2-3 crescători buni, aveați, care dominau, să zic așa, dominau, nu? Și mergeam așa, liniștiți înainte. Dar acum, da, domnul Nenel cu Cojean, s-a ridicat nivelul. Asta e bine. Da. Ridică nivelul clubului, clar, și zonii, da, poate... Deja acum sunt etape în care ține clasamentul 5-6 minute. Așa puțin? Da. Deci majoritatea etapelor sunt de viteză. Deci dacă nu-ți intră porumbelul imediat, da, și mai bă, se gândește pe afară, gata, nu? Da, două ture, gata. Deja lumea se mai vaită. Bă, n-ai intrat, că n-am. Da. Da, așa e. Familia ce zice? Vă susține cu porumbei? Oare e alături de dumneavoastră, doamna, sau s-o vă acceptă, nu-mi pasiune, nu? Acceptă, da. Eram pe fratele meu, că știu, jucăm cu familia Vasilescu. Ai întandat și de însă-i columbofil? E mai începător. Mai începător, dar mă ajută. Important e că are microbul în sânge, știți, da, că încet o să-i se dezvolte. Sunt eu la servici. Vă sprijină dânsul? Da. Vă compensați unul pe altul, nu? Da. Dar moșteniți pasiunea columbofilă de la cineva din familie? Nu. Nimeni, nici o rudă, nici un strămoș, nimic? Nimic. De copil, am copilării pe lângă niște băieți de aveau porumbei. Vă duceați pe la ei și... Mi-au plăcut, da. Super frumos. Mă bucur că am stat de vorbă cu dumneavoastră. Vă felicit pentru rezultatul frumos pe care l-ați avut anul ăsta. Multă baftă în continuare, vă doresc, dar să știți că de acum încolo e și mai greu. Pentru că pretențiile și ale dumneavoastră și ale altora vis-a-vis de porumbei dumneavoastră vor fi mai mari. O să vă fie din ce în ce mai greu. Acum și alții așteaptă să mă bată pe mine. Sigur că da. Mă vorbește că mi-a venit prost. Se bucură, mă, dintre ei. Știți cum e? Așa e, da. Așa e. Felicitări încă o dată, domnul Vasilescu, și toate cele bune. Cu stimă, numai bine.